Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu nostru, Tatăl nostru Ceresc, Iisus Hristos și Duhul Sfânt în veci. Amin. Vă salut cu salutul Domnului nostru Iisus Hristos și vă spun pace vouă. Dacă stăm în picioare, am să citesc cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt care m-a întărit de multe ori în anul 2020, având un an greu, poate pentru mulți dintre noi a fost anul 2020, an greu, cel puțin pentru mulți oameni, și acest cuvânt a fost o zidire pentru mine și aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, apoi să trec la mărturie. Haideți să deschidem Scriptura în Roman, capitolul 5, și am să citesc primele 6 versete. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care ne suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Amin. Vă rog să luați locul. Înainte de toate, doresc în după masa aceasta ca Dumnezeu să fie proslăvit, ca Iisus Hristos să fie înălțat, ca mărturia care o fac în seara aceasta să nu mă înalțe pe mine, ci să-L înalță pe Iisus Hristos. Ca mergând în locul acesta să ne creștem iubirea față de oamenii care sunt diferiți de noi. Să ne creștem iubirea față de cei care încă nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Vreau, plecând din locul acesta, să-L mărturisesc pe Iisus Hristos, pentru că Domnul spune în Matei 10:32, căci pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui care este în ceruri. Acesta este scopul meu, să-L mărturisesc pe Hristos. Apoi doresc în seara aceasta să ne amintim că Dumnezeu și Fiul Său Iisus Hristos, care s-a înălțat la cer, este viu și lucrează și în ziua de astăzi. Iisus Hristos spune în Apocalipsa, capitolul 3, cu 20, iată eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Acesta este Domnul nostru, acesta este Iisus Hristos, care și în ziua de astăzi, El bate la ușa fiecăruia dintre noi. Depinde de noi înșine dacă deschidem ușa aceasta. Dumnezeul nostru Iisus Hristos iubește toți oamenii. El bate la fiecare ușă în parte. Ca să trec la partea de mărturie, eu mă numesc, așa cum a zis și fratele Dan, Nabil Abubaker. Am să încep cu părinții mei. Tatăl meu este iordanian și prin anii 80 a mers în România ca să studieze medicină. Acolo s-a întâlnit cu mama mea și s-au căsătorit, iar noi, eu cu cele două surori mele, am fost născuți în România. Mama mea, fiind clujancă, dintr-o familie creștină, tatăl meu fiind musulman, dintr-o familie arabă. Trăind în România,
Și eu aveam aproape vârsta de 5 ani, 6 ani, înainte să intru în școală, tatăl meu a decis să ia o decizie importantă a familiei noastre și a spus în felul următor: eu vreau să plec în Iordania cu toată familia mea, pentru că sistemul de valori care există în Europa nu este concludent cu religia islamică. Așa că, ca să ne învață religia islamică și tradiția islamică, am plecat din România prin anii 90 în Iordania, unde ne-am stabilit toată familia acolo. Am studiat, am fost la școală, am început clasa 1 până în clasa 12 în Iordania, acolo unde am avut parte de o, pot să zic chiar o indoctrinare, ceea ce înseamnă un studiu avansat a religiei islamice din partea tatălui meu, din partea societății, din partea școalei. În școală în Iordania se studiază religia aproape în fiecare zi și de obicei, după BAC, după examenul din clasa 12, ajunge fiecare om din Iordania la cunoștințe vaste a religiei musulmane. Eu pot să zic că aproximativ 70% din religie îi devine cunoscută. Mai ales că se dă și examen la BAC din religia islamică ca obligatoriu. Când aveam 18 ani, am terminat BAC-ul și am dorit să urmez calea tatălui meu și să studiez și eu medicina și am plecat și eu în România. Am plecat în România la facultate și eram un musulman convins, musulman care am înțeles exact direcția religiei. Eram un musulman practicant. Există în islam cei 5 stâlpi a credinței, spun ei. Să crezi în Dumnezeu, în Mohamed ca și mesager al lui Dumnezeu, să te rogi de 5 ori pe zi, să postești o lună pe an care se numește Ramadan, să dai zeciuiala și a 5-a să mergi odată în viață la Mecca. Mă străduiam în fiecare zi să fac lucrurile acestea și credeam că prin fapte voi ajunge într-o zi înaintea lui Dumnezeu și se va pune un cântar, că așa cred ei, și în cântarul acela se va cântări faptele bune și rele, iar dacă voi avea fapte bune multe, voi intra în paradis, iar dacă voi avea fapte rele mai multe, voi intra în iad. În principiu ei cred în Dumnezeu Creatorul și îl numesc Allah. Dumnezeu Creatorul, sau pentru noi, ca să înțelegem mai bine, este vorba mai degrabă de Dumnezeu Tatăl, care a creat tot ceea ce există. Este scris despre Domnul Iisus Hristos la ei, dar este considerat ca un proroc, de asemenea lui Moise. Iar Duhul Sfânt este menționat în Coran, în cartea lor sfântă, și Duhul Sfânt este interpretat ca fiind îngerul Gavril. Mai mult de atâta nu se știe despre Duhul Sfânt. Am început facultatea, am cunoscut-o pe soția mea, care este din Sălaj, din România, ne-am căsătorit. Am terminat facultatea și am zis să ne facem un viitor. Cum au făcut mulți tineri din România și cum sunt mulți din locul acesta. Și am venit către Germania. Aici Dumnezeu m-a binecuvântat, am început cursurile de limbă, am găsit apoi locul de muncă și slăvit să fie El. Dar vedeți că Dumnezeu are
un plan cu fiecare dintre noi. Și Dumnezeu, când a spus că voi bate la ușa fiecăruia, așa face. Fără să mă fi gândit că religia care am urmat-o și la care eram dedicat și, pot să zic, indoctrinat în religia aceasta, fără să mă gândesc că această religie n-ar fi adevărată, într-o noapte am avut un vis din partea Domnului, un vis care mi-a răsturnat toată viața, un vis care mi-a schimbat gândirea și iată-mă astăzi în mijlocul vostru un credincios în Iisus Hristos. L-am văzut pe Iisus Hristos care venea spre mine și m-a luat și mi-a spus: de ce nu crezi în mine? Nabil, de ce nu crezi în mine? Lucrul acesta m-a spaimântat, m-am trezit, bineînțeles, din visul acela, dar lucrurile nu s-au terminat acolo. Probabil ați auzit pe internet, ați văzut sau ați auzit de la cineva că mulți musulmani se întorc la Dumnezeu în urma unei experiențe asemănătoare, unui vis în care l-au văzut pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, au văzut o lumină, o voce și în urma ei oamenii aceia se întorc la Dumnezeul adevărat. Ca să înțelegem lucrul acesta, de ce este fenomenul acesta în rândul unor musulmani, trebuie să înțelegem însemnătatea visurilor la musulmani. Ca să înțelegeți poziția mea care am avut-o în momentul respectiv. Cunoșteam foarte bine că Muhammad spunese, Muhammad care este fondatorul religiei islamice, el spunese că dacă cineva are un vis cu un înger sau cu un proroc, un profet al lui Dumnezeu, el, adică acele personaje din vis, nu poate să fie de la cel rău, ce este de la Dumnezeu. Pentru că, spunea el, satana nu se poate înfățișa în înger și nici în proroci sau profeți al lui Dumnezeu. Dacă visezi orice altceva, poate să fie de la Dumnezeu, poate să fie imaginația ta, poate că ai fost obosit și ți s-a încărcat mintea cu tot felul de lucruri, dar nu este de la Dumnezeu. Așa că în momentul respectiv eu știam cu siguranță, pentru că l-am văzut pe Iisus Hristos, care e considerat proroc la musulmani, că este de la Dumnezeu. Dar ceea ce m-a pus într-un moment de neînțelegere sau a fost un paradox, faptul că el îmi spunea să cred în el. Până atunci știam că Iisus Hristos, știam că Moise, știam că toți profeții dinainte spuneau să credem în Dumnezeu Tatăl. Și nu înțelegeam paradoxul acesta, adică este un vis de la Dumnezeu, este un mesaj direct de la Dumnezeu, pentru că l-am văzut pe Iisus Hristos, om al lui Dumnezeu, dar în aceeași moment este în contradicție cu ceea ce am învățat în religia islamică. Musulmanii nu-L acceptă pe Iisus Hristos ca și Fiul lui Dumnezeu, pentru că ei au un monoteism absolut. Și noi creștinii spunem că avem monoteism, credem într-un singur Dumnezeu care are trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar ei nu acceptă decât pe Tatăl. Momentul ăla m-a dezechilibrat și m-a dus mai departe să cercetez și am zis că nu o să mă apuc de orice altă carte până nu înțeleg de ce scrie așa ceva la mine în cărțile mele și altceva ce am experimentat eu. Și atunci am început să studiez nu numai Coranul, ci și bibliografia lui Muhammad. M-am tot gândit ca să vă explic ce înseamnă diferența asta între Coran și bibliografia lui Muhammad și ca să înțelegem lucrul acesta, nu știu cine, dacă aveți Biblia asta mai nouă, Cornilescu, vedem în Noul Testament scris cu negru și roșu. Roșu unde spune Iisus Hristos cu cuvintele Lui
Și negru este relatată situația, contextul. Este relatată locul unde erau, ce făceau. Și cu roșu e scris exact cuvintele lui Iisus Hristos. Ei, ca să vedem lucrurile acestea la musulmani, este în felul următor. Ei au Coranul, cartea sfântă, cum zic ei, și îl consideră exact cuvintele alea cu roșu care l-a spus Dumnezeu lui Mohamed. Și contextul, relatarea situației, nu este scrisă în Coran. Nu scrie în Coran, Mohamed a fost și a mers și a făcut. Este cuvântul pur al lui Allah transmis lui Mohamed. Iar ca să înțelegi Coranul, n-ai cum altfel decât să citești și bibliografie, să citești viața lui, să citești contextul, pentru că îți povestește despre ceva, cuvintele pure despre o situație și tu ca să înțelegi trebuie să vezi contextul. Și ca să înțelegi contextul, există 13 cărți. Două cărți sunt considerate din punct de vedere a relatării și din punct de vedere a oamenilor care au relatat lucrurile acestea, cei mai contemporani cu Mohamed, și se numesc Sahih al-Bukhari și Sahih Muslim. Sunt două cărți care sunt cele mai credibile, să spun așa, din surse cele mai bune. Și bineînțeles că n-am început să citesc 13 cărți, pentru că, așa cum am spus, 70% din cunoștințe deja le acumulase deasupra anilor și am vrut să mă fixez pe unele lucruri. De exemplu, explicarea visului meu. Și am căutat pe internet oameni care au avut experiență asemănătoare cu mine și am vrut să aflu ce au făcut ei, cum au ajuns ei la o soluție. Și am dat peste un om care se numește Nabil Quraishi, se numește exact ca mine cu numele de prima prenumele, Nabil Quraishi, și omul acesta, care trăia în America, a fost musulman și în urma conversațiilor cu un creștin a ajuns și el să cunoască adevărul. Și a avut foarte și are foarte multe cărți și au avut foarte multe dezbateri cu musulmani pe tema asta după ce s-a întors el la Hristos. Și am început să-l ascult foarte mult, să văd care sunt punctele negative, să zic așa. Am rămas șocat. Pot să zic că cei 12 ani de școală, cei 6 ani după aia în România la facultate, în total 18 ani, în care credeam că Islamul este adevărul, într-o câteva ore a fost spulberat adevărul acela. Am aflat, acum eu v-am adus câteva lucruri și vreau să vi le povestesc, 4 lucruri care au fost cele mai grave din viața lui Mohamed, pe care eu la momentul respectiv nu le cunoșteam. Primul lucru a fost momentul relevației, cum spun ei. Spune că Mohamed s-a rugat într-o peșteră și în momentul respectiv a văzut un înger, îngerul Gavril, care s-a prezentat în forma lui angelică și i-a spus să transmită mesajul Islamului și el, plecând din locul acela, tremura și s-a speriat foarte tare și el crezuse că a fost posedat de vreun drac. Lucrul acesta, că se speriase, nu m-a deranjat, dar după aia, consecința ce a fost după aia, a fost un lucru ciudat. Spune că mai de mult arabii trăiau în triburi, deci comunități foarte restrânse, comunități relativ mici. Dacă cineva făcea un lucru rău sau se considera că e posedat, era automat alungat și putea chiar să moare. Deci omul ăla, primul rând, și-a distrus reputația, familia și era expulzat afară. Așa că el s-a decis, în momentul respectiv, să se sinucidă.
Și spune în relatările acesteia că s-a urcat pe un loc înalt și a încercat de trei ori să se arunce și de fiecare dată i-a apărut o voce care i-a spus nu te arunca și totuși n-a făcut lucrul acesta. Apoi spune că lucrul al doilea, că el a fost pentru câteva luni, aproximativ 6 luni, vrăjit și vraja aceasta a făcut-o un om care i-a dorit răul și în momentul respectiv vraja aceasta a fost că el i-a luat un piapt în care îl folosea el personal și l-a ascuns într-o fântână și după câteva luni, numai după ce a găsit piaptul acela și l-a scos, și-a dat seama, s-a terminat vraja. Și problema era că în vraja aceasta, în timpul momentelor acelea, el îl hula pe Dumnezeu, lăuda pe Satan. Și bineînțeles că ucenicii scriau aceste versete la Coran. Și când s-a terminat vraja, el a zis, ștergeți-le. Vi l-am pus în mod ascendent, cât e mai grav, cu cât e al treilea și după aia al patrulea. Al treilea este viața imorală. Mohamed avea peste 50 de ani atunci când a luat o soție care se numește Aisha, care avea 6 ani. Și Aisha s-a mutat la el în casă și au fost soț și soție oficial la 9 ani. Ceea ce în ziua de astăzi se numește pedofilie și se plătește cu închisoare. Apoi, al patrulea lucru care a fost lucrul cel mai culminant, lucrul care am zis aici stop, a fost terorismul și violența din viața lui Mohamed. Vedeți, mulți spun că religia musulmană a fost propovăduită sau a ajuns la mulți oameni prin sabie și așa este. Și mulți spun că, da, stai un pic, că și creștinii și religia creștină, tot așa, prin cruciade a ajuns așa de departe, dar nu este adevărat, este o diferență foarte mare. Diferența este că fondatorul religiei islamice, Mohamed, el a fost violent în sinea lui și a mers și a omorât și a ucis și a pornit cele mai multe războaie din intenția lui personală. În schimb, fondatorul religiei noastre, Iisus Hristos, el n-a făcut lucrul acesta. Oamenii după Iisus Hristos au făcut cruciadele pentru că așa au crezut ei și așa au interpretat ei Biblia. Dar nu este relatat nicăieri că Iisus Hristos s-a dus și a omorât. Și mulți oameni clasifică islamiștii sau musulmanii în două categorii. Zic, unii sunt extremiști și unii sunt moderați. Și mă gândeam, totdeauna eram moderat și nu am avut niciodată o înclinație de asta la alta. Dar în momentul în care am aflat adevărul despre viața lui Mohamed și am aflat că el de fapt era violent, el omorea oameni, am înțeles că de fapt nu există oameni musulmani moderați, ci oameni musulmani care nu știu adevărul despre religia lor și oameni care știu adevărul despre religia lor și respectă cuvânt cu cuvânt. Într-un capitol din Coran, în capitolul Al-Anfal, în versetul 60, zice să omori pe toți dușmanii lui Allah. În capitolul Al-Tauba, în versetul 29 în Coran, scrie să terorizați și să omorâți pe oricine cine nu crede în Allah și în Mohamed. După ce am aflat adevărurile acesteia, care poate că reprezenta 30% din cunoștințele mele și mai sunt altele, dar acum nu vreau să intru în amănunte
care nu aduc la zidirea noastră și nu ajută. Ceea ce am vrut să spun este că am aflat unele lucruri care mi-au arătat că acest om nu a avut o viață sfântă. N-avea cum Dumnezeu și Duhul Sfânt să fie în el, care să-l călăuzească, să aducă ceva în direcția lui Dumnezeu din moment în care avea gafele acestea în viața lui. Apoi m-am gândit la copiii mei. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copilași și soția mea acum e însărcinată cu al treilea copil. Slăvit și binecuvântat să fie el pentru binecuvântările lui. Și m-am gândit la momentul respectiv, aveam numai un copil, băiatul meu cel mai mare, Adam. Și m-am gândit, oare eu am reușit să fiu moderat, musulman moderat. Am aflat aceste adevăruri, dar nu m-au influențat că nu m-au influențat să le practic. Dar oare copilul meu ce va face? Poate o să pot să-i ascund 18-20 de ani lucrurile acestea. Dar când va avea el 20 de ani, ce va alege? Va alege și el să fie moderat sau nu? În momentul respectiv am părăsit islamul. Vedeți că în religia islamică nu este ușor să ieși din religia aceasta. Bineînțeles că au fost niște consecințe care au trebuit să le suport. În primul rând, identitatea, pierderea identității. Pentru un om arab sau trăit în lumea arabă, tradiția și comportamentul social și comportamentul personal este foarte mult influențat de religie și chiar tradiția este venită din religie și mi-a fost foarte greu să părăsesc niște lucruri care le-am făcut de o viață întreagă și să le consider rele. Apoi la musulman spune că dacă cineva a părăsit islamul, el trebuie părăsit și depărtat și dacă nu se întoarce, trebuie omorât. Așa că prietenii mei au tăiat orice contact. Lucrul cel mai greu a fost atunci când familia mea, respectiv părinții și surorile mele, au ales și ei să rupă orice contact cu mine. Trăiesc în Germania și n-am avut amenințare cu moarte, slavă Domnului, și dacă eram în țările alea, nu știu ce se va întâmpla la o decizie de genul acesta. Și sunt mulți creștini care mor și în ziua de astăzi în țările acelea, sau oameni care se întorc la Hristos. Dar cuvântul lui Dumnezeu care începeam să-l citesc, pentru că mă gândeam, ok, eu nu mai sunt musulman acum, dar eu totuși îl cunosc pe Dumnezeu, adică eu simt că există Dumnezeu. Până acum m-am rugat unui Dumnezeu creator, nu cred că lumea s-a făcut dintr-o coincidență. Și uitându-mă la alte religii, automat l-am exclus și a rămas Biblia ca și sursa pentru care să mă hrănesc dorința aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune în Matei, capitolul 19, cu versetele 28 și 30, sau din versetul 27. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel.
Și oricine a lăsat case, frați, surori, tată, mamă, nevastă, ficior sau holde, pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Apoi Hristos spunea în Matei 10, în versetele 34 până în versetul 38, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa, și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tata ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine nu este vrednic de mine. A luat crucea lui Hristos. A luat crucea lui Hristos. Ca o mică paranteză, de multe ori gândim, da, sunt bolnav, am avut accident, am pățit un lucru rău și acum am duc crucea. Dar oare este așa? Și oamenii de afară se îmbolnăvesc, și oamenii de afară fac accidente, și oamenii de afară suferă, și sunt atâția săraci, și flămânzi, și copii bolnavi. Asta este crucea care trebuie să o ducem? Sau crucea este ceea ce ai lăsat tu pentru Hristos? Ceea ce ai lăsat tu pentru Hristos, asta este crucea care trebuie să o duci. Ai trebuit să faci un sacrificiu în numele Domnului. Acesta este crucea. O cruce și eu de dus, ai și tu probabil, Domnul să ne întărească. Lucrurile nu s-au fost așa de simple încât să accept rapid religia creștină, pentru că e scris și în Coran despre creștinism, e schimbat, deci au și ei comentariile ei despre creștinism, și de-aia aveam o reținere ceea ce privea să mă fac automat creștin. Și eram oarecum la o răscruce de drumuri în care mă gândeam, mă fac creștin sau mă fac iudeu. Poate pentru voi este foarte greu să înțelegeți ce vreau să spun, dar ceea ce vreau să spun, pentru că voi ați crescut de mici sau majoritatea ați crescut de mici în creștinism și crescând în creștinism, aveți întotdeauna Vechiul Testament în lumina Noului Testament. Deci nu citiți Vechiul Testament niciodată fără să vă gândiți automat la Noul Testament. Dar pentru mine, în momentul respectiv, fiind pe un teren neutru, fiind pe un teren în care n-am fost crescut ca și creștin, pentru mine au fost Vechiul Testament și Noul Testament două cărți care trebuiau analizate sau l-am analizat cel puțin la momente respectiv din viziunea creștină a Noului Testament și viziunea iudaică a Vechiului Testament. Și de data aceasta am căutat să caut dezbateri între creștini și iudei și să găsesc, și fiecare are punctul lui de vedere. Nu m-a ajutat lucrul acesta și n-am ajuns la final la o decizie ce să fac. Și atunci am venit înaintea lui Dumnezeu, pentru că i-am spus, Doamne, Tu ai vrut să-mi arăți că Islamul nu este religia corectă și eu l-am părăsit cu preț. Eu știu că Tu existi pentru că Tu ai creat tot ceea ce există, dar eu nu știu cine ești. Ești Tu Iisus Hristos sau ești Tu numai Jehova? Și soluția care a fost la momentul respectiv este că
m-am pus pe genunchi și, cum vă spuneam, citeam și Sfânta Scriptură și citeam și Matei 6:6, care spune așa de frumos despre cum să vii înaintea lui Dumnezeu. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care e vede nascuns îți va răsplăti. De atâtea ori m-am rugat. De atâtea ori mi-am închis ușa și am stat pe genunchi și m-am rugat. Și am zis, Doamne, dă-mi răspuns. Doamne, Tu ai putere. Tu mi-ai dat primul vis, dă-mi și acum un răspuns. Și răspunsul a venit. Și Dumnezeu mi-a dat al doilea vis. Și în al doilea vis, vedeam iudaismul înaintea mea și m-am dus și l-am îmbrățișat. Și îmbrățișându-l, era și Iisus Hristos în câmpul meu vizual, s-a întunecat locul acela și Iisus Hristos s-a supărat. Și atunci am lăsat iudaismul din brațele mele și s-a luminat locul acela și l-am văzut pe Iisus Hristos zâmbind. Pentru mine, nu știu pentru voi, poate vi se pare un vis banal, pentru mine a fost răspunsul rugăciunii care am adus înaintea lui Dumnezeu. Doamne, iudaism sau creștinism? Apoi, după scurt timp, am fost cu soția în România și era perioada sărbătorilor, era în 2016, era perioada sărbătorilor de iarnă. Și încă nu anunțasem în mod public că sunt creștin, dar în inima mea deja eram creștin. Și mergând toți oamenii la biserică din familia ei, soția mea vine dintr-o familie ortodoxă, din secta ostașilor. Mergând toată lumea la biserică și a fost cumnatul meu, deci soțul surorii soției mele este pastor într-o biserică penticostală și am zis că mă duc și eu. Și știți cum este România, fiecare care știe să predice, este pus să predice și timpul nu mai se termină și așa au fost. Frații au predicat foarte mult și foarte bine și a fost un moment în care a venit un om bătrân, un frate, Ioel pe nume, și a ieșit la îndemn și a îndemnat și a vorbit din cuvânt și la un moment dat, la finalul îndemnului, se uita și zicea, de ce nu crezi în Hristos? Și a zis lucrul ăla de 3 ori. A fost momentul în care eu mi-am amintit de primul vis. Era momentul în care Duhul Sfânt a coborât peste mine și m-a prăbușit. A fost momentul în care am zis, eu sunt creștin, eu cred în Iisus Hristos. Apoi, în 2017, pentru că am înțeles că Iisus Hristos este Domn și am devenit creștin și am înțeles că El a luat păcatul lumii asupra Lui și că trebuie să fac și eu ceva, și anume botezul, pentru că Iisus Hristos spunea, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Am ales să mă botez și ne-am botezat aici în Germania, eu cu soția mea, în 2017 și de atunci slujim Domnului, ne bucurăm să avem părtășii cu frați, să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să-L mărturisim pe Hristos. Aș vrea să mai aduc în încheierea mărturiei un lucru despre importanța rugăciunii și am să citesc din Deuteronom, din capitolul 7, versetul 9. Să
Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, El este un Dumnezeu credincios și ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Deci Dumnezeu ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. După botez, am aflat că niște prieteni de-ai noștri în Danemarca au și ei botez, să botează și ne-au invitat și am mers la ei. Și mergând acolo, văzând că au fost foarte mulți musafiri de peste tot, din România, din mai multe țări, l-am cunoscut pe un frate, fratele Cuibus, din Cluj, ca origine, el e actual în Viena, în Austria. Și am stat de vorbă, am avut o mică părtășie și mi-a zis, tu ești din Cluj? Da, și eu sunt din Cluj. De unde ești din Cluj? I-am zis, maica mea e din Someșen. Cum o cheamă pe maica ta de fată? Și așa, că și eu sunt din Someșen. Și am ajuns cu el la o discuție așa și îmi zice, da, eu știu pe bunica ta. Când eram eu în România, înainte să plec în Austria, mergeam la biserică împreună. Și i-am zis, da, cum era bunica mea? Că eu, bunica mea a murit când aveam eu vreo 2 ani. Și mergeam cu ea la biserică, era o femeie credincioasă, mijlocea în rugăciuni, se ruga foarte mult. Și mi-amintesc, zice el, că s-a rugat foarte mult pentru voi, că a știut că maică te-a căsătorit cu un musulman și a dus foarte multe rugăciuni și înainte bisericii. Și apoi mi-am amintit că maica mi-a spus că când eram eu mic, așa un an, 2 ani, eram mai rău și plângeam foarte mult. Și mi-a zis și ea, când eram mai mic, să știi că bunica ta mult s-a rugat pentru tine să te faci bun. Să știți că Dumnezeu își ține legământul față de cei care îl iubesc până la al miilea neam. Eu cred că bunica mea s-a rugat pentru mine, pentru familia noastră. Și Dumnezeu nu i-a răspuns pe loc, așa facem noi. De multe ori vine înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, răspunde-mi acum. Dar Dumnezeu nu i-a răspuns atunci, am rămas rău când eram mic și plângeam mult. Dumnezeu i-a răspuns când am devenit eu adult și când am început să înțeleg lucrurile și iată că cred în Iisus Hristos. Rugați-vă! Rugați-vă și pentru mici și pentru mari. Rugați-vă că și Dumnezeu nu lasă o rugăciune. Nu zice rugăciunea asta nu-mi place, o las la o parte. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Dumnezeu zice că cunoaște fiecare fir de păr care pică. Știe fiecare pas care-l avem. Cunoaște fiecare detaliu a vieții noastre. Dumnezeu nu lasă în lucru așa. Poate nu răspunde pe loc, pentru că nu este momentul potrivit. Știți, mulți se roagă și pentru lucruri materiale. Și eu m-am rugat. Doamne, ajută-mă să mă angajez, ajută-mă să am asta. Ca fiecare om, cine zice că nu, nu știu dacă zice adevărul. Dar de multe ori Dumnezeu nu răspunde. Știți de ce? Și m-am gândit și în dreptul meu. Pentru că dacă ne-ar da lucrul ăla pe care noi neapărat îl vrem, poate n-am rămâne lângă el. Poate ne-am umplea inima de lucrul acela și l-am părăsit pe Dumnezeu și de-aia zice Dumnezeu, nu, încă nu. Încă trebuie să-l cresc spiritual. Încă trebuie să ajungă la anumită statură. Încă nu este momentul. Am citit la început și n-am vrut să dau numai mărturie pentru că mi s-a părut un pic plastic să zic mărturie și după aia predic, am zis să le combin un pic și am adus și relatări în timpul mărturiei. Aș vrea să revin la textul care l-am citit și să comentez câteva lucruri. Dar înaintele de asta, că văd că aveți cameră și de puține ori când am făcut mărturie era o cameră, aș vrea să trimit sau transmit un mesaj pentru musulmanii care poate cândva vor aude
mesajul acesta. Prietene, să știi că te iubesc. Nu am nimic împotriva lui Mohamed și îl iubesc și pe el. Pentru că Iisus Hristos a zis să iubim pe toți oamenii. Dacă am iubit numai pe cei care ne iubesc, ce merit am avea? Dar nu iubesc faptele lui Mohamed. Și eu știu că tu nu le cunoști, cum nu le cunoșteam nici eu. Dar ia cartea și citește. Citește Sahih Muslim, citește Sahih Bukhari și vezi dacă ceea ce am zis eu nu este adevărat sau este adevărat. Mi-amintesc că Ravi Zacharias, un mare evanghelist a zilelor noastre, spunea, el a mers în evanghelizări peste tot în lumea, mai ales în lumea asiatică. Ravi Zacharias spunea, musulmanul este un om care doarme în picioare. Este un om care doarme în picioare, o auzi ceva și merge înainte, iar noi trebuie să venim la el, să-l trezim, să-i spunem Evanghelia. Să-i spunem că Iisus este Domn, să-i spunem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, să-i spunem că Iisus este Cel care trebuie să îi slujești. Roman 5, am citit textul acesta, primele 6 versete și am să trec rapid peste ele, pentru că, așa cum vă spuneam, 2020 a fost un an greu, un an care, ciudat cel puțin, dar așa de frumos când Dumnezeu face ca ceea ce au zis frații în îndemnuri să meargă mai bine cu cântarea și cu cuvântul și să fie un mesaj întreg. Și așa mi s-a părut și Acuba că cuvintele acestea care le-am citit într-adevăr au de-a face cu ceea ce au zis și frații. Spune că noi am fost socotiți neprihăniți prin credință, prin credință în Iisus Hristos. Ai crezut în Iisus Hristos, ai devenit un om neprihănit. Nu mai contează faptele tale, nu mai contează ce ai făcut tu înainte, tu din momentul acesta ești al lui Iisus Hristos. Tu din momentul acesta trebuie să-ți dovedești credința prin fapte. Este consecința credinței, faptele bune. Nu înseamnă că gata, eu sunt neprihănit și a doua zi să păcătuiesc, ceea ce înseamnă că eu sunt credincios, tot ce a fost înainte s-a șters și de acum înainte eu umblu cu Hristos. Oriunde mă aflu, eu știu că Hristos este lângă mine, iar dacă nu fac voia Lui, El nu mai este lângă mine. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Suntem într-o stare de har. Ce frumoase cuvinte! Să te afli într-o stare de har. Într-o stare care, ce înseamnă harul? Să faci ceva rău și poate că asta înseamnă să faci ceva rău și să nu plătești pentru lucrul acesta, ci să fii iertat și încă deasupra să și primești ceva ca și cadou, și anume mântuirea. Zice Pavel că noi trebuie să ne bucurăm. Trebuie să ne bucurăm, fraților, bucuria mântuirii. Bucuria că l-avem pe Hristos, bucuria că Dumnezeu ne-a dat înțelepciunea aceasta, prin Duhul Sfânt, să îl cunoaștem. Sunt atâția oameni care nu-l cunosc, sunt atâția oameni care nici nu îi interesează subiectul. Și eu, la locul de muncă, în societate, simți omul care îl interesează și care poți să ai o conversație sau care automat nici nu vrea să audă. Bucurați-vă că-ți cunoașteți pe Dumnezeu. Bucurați-vă chiar în necazurile voastre și trăim vremuri în care s-a mulțit necazul și boala și nimeni nu poate să se bucure în necaz. De ce zice Pavel? Bucurați-vă în necazurile voastre. Cum adică? Eu nu pot să fiu bucuros atunci când am un necaz. Dar trebuie să citim mai departe, să vedem de ce zice lucrul acesta. Că știm că necazul aduce răbdare, iar răbdarea aduce biruința în încercare. Iar biruința aceasta aduce nădejdea.
Vedeți, este un lanț care îl așează Pavel. Spune că trebuie să vă bucurați și în cazurile voastre, da? Dar există un lanț. Te bucur în necazul tău, nu de necazul tău, te bucur în necazul tău pentru că ești în stare de har, pentru că ești al lui Hristos și înveți să ai răbdare. Răbdarea aceasta îți dă putere. Dumnezeu este cu tine atunci când ești în necaz, parcă omul e mai credincios, parcă omul vine la Hristos și se roagă mai des, parcă când omul are suferință sau o nevoie, vine la Hristos și se roagă și acolo în odăiță. Și asta aduce răbdare. Și răbdarea aceasta aduce la biruință, la ieșirea din necaz. Și biruința aceasta aduce nădejdea. Care este nădejdea noastră? Este exact ceea ce au spus și frații. Nădejdea noastră este viața veșnică. Eu nu trăiesc ca să mănânc, să beau, să am casă, să am mașină. Eu trăiesc pentru Hristos. Dar eu mănânc, beau și am casă și mașină pentru ca să pot să trăiesc pe acest pământ. Dar nu sunt ele un scop. Ele sunt o necesitate. Dar scopul meu este Hristos. Iisus. Aceasta este nădejdea despre care vorbește Pavel. Și n-ai cum să fii supărat în necaz dacă l-ai pe Hristos. Orice ți se întâmplă, asta este scutul. Asta este scutul cu care te aperi de orice necaz. Gândul meu este la Hristos. Iar orice se întâmplă, se întâmplă. Eu încerc să supraviețuiesc mai departe. Dar nu fac din lucrurile de pe pământul acesta să fie scopul meu, ci scopul meu este Hristos și lucrurile acestea mă ajută să trăiesc. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Acesta este mesajul cu care noi trăim, cu care noi trebuie să ne afișăm în fața celorlalți care nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Mesajul iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Dumnezeu iubește oamenii. Și mă amintesc de versetele din Tit, capitolul 3, dacă nu greșesc. Ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos este bunătatea lui Dumnezeu. Și dragostea Lui de oameni, crucea, arăta dragostea, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu-i așa? El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos Mântuitorul nostru, pentru ca odată să cotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde, să avem nădejdea, moștenitor a vieții veșnice, să ne ajute Dumnezeu. Aș vrea să închei acest mesaj cu o rugăciune. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru jertfa Lui, Iisus Hristos, să-i mulțumim pentru starea de har în care ne aflăm, să-i mulțumim pentru că El ne-a mântuit și nu ne-a cerut nimic în schimb. Aș vrea să ne rugăm pentru toți cei care-i cunoașteți. Rugați-vă în continuu. Aduceți rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Pentru cei care nu cred în Iisus Hristos. Pentru cei care încă sunt mici și nu pot să înțeleagă cine este Dumnezeu? Poate vor crește mari și rugăciunea ta va fi afect. Rugați-vă pentru orice om care îl cunoașteți. Rugați-vă pentru toată Germania, Europa. Rugați-vă pentru toți oamenii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți rugăciuni și mijlociri înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul vine și noi asta așteptăm. Asta este nădejdea. Să vină Hristos, Maranata.
Iar noi vrem să ne facem partea noastră, anume să zicem, da, există Hristos și eu sunt ucenicul Lui, eu sunt copilul Lui Dumnezeu.